Zilele de 6, 7 și 8 martie au clocotit la Palatul Național al Copiilor din București, unde zeci de școli de dans din România și nu numai, sute de dansatori au încercat să convingă juriul internațional al competiției Dance Star, organizată sub egida ESDA, European Dance Union, că merită să meargă la finala cea finală din Croația din 20-24 mai. Totuși, cum se poate ajunge pe scena Dance Star? Răspunsul l-am primit de la școala Dance Planet, prin muncă și perseverență. Răspunsul poate părea simplu, dar are în spate lui sute, mii de ore de efort și dedicație din partea copiilor, profesorilor, părinților. Am petrecut împreună cu Dance Planet, cu profesorii, elevii, părinții, orele fierbinți de dinaintea concursului internațional Dance Star și împreună cu ei am trecut de la agonie la extaz în timpul concursului. Ceea ce veți vedea și auzi în minutele următoare sunt imagini autentice, needitate, care împreună arată cât de greu, dar și cât de minunat este să ajungi în lumina reflectoarelor și eforturile să-ți fie încununate în cele din urmă aproape firesc de succes.